de televiziune Dan Negru văzut de omul Dan Negru? Am putut să mă despart. N-am putut niciodată. Și atunci mi-am luat în jur prieteni și oameni extrem de ciufuți. Așa. Știi? Extrem de critici. Ok. Și nu am încredere. Adică am... care n-au treabă cu televiziunea, îi rog eu, bă, uite-te să vezi ce-ți place, ce nu-ți place, și nu am cea mai mare încredere. Mi-a fost greu. Care a fost cea mai mare, puternică palmă pe care ți-a dat-o unul dintre ei? A existat un moment din ăsta? Unul dintre? Dintre cei care ți-au spus sau nu ți-au spus că ar fi fost ceva în nereg. Au existat și altfel astfel de situații? N-am Ileana prieteni atât de apropiați încât să-mi dea o palmă ca să... O palmă la modul metaforic. Să-ți fi spus ceva, băi, n-a fost bine chestia aia și să-ți fi rămas în... Fii atent. Eram odată la... Stăteam la o poveste cu domnul Mircea Albulescu. Mm-hmm. Îl ții minte? Da. Un om admirabil. Îi țin minte sprâncenele. Da, sprâncenele unui mare. Și fii atent, stăteam. El de multe ori stăteam cu domnia sa și tăceam așa, știu, un minut, două minute. Și era la un dat, am povestit și îmi zice, bunul meu, stai prea mult lângă idioți în televiziune. Wow! Atât mi-a zis. Și ai avut, după chestia asta, ai avut dorința să pleci? N-am mai continuat subiectul. Mi-a zis. Și gata, am vorbit despre altceva. Și i-am ținut minte, știi? Și de multe ori când aveam emisiuni de televiziune și aveam în jur, mă gândeam, băi... Care să fi fost... Mamă, la cine să fi gândit? Cum mi-a zis-o, știi? Te contaminezi de multe ori. Uh-huh. Eu am avut, de exemplu, acum niște concurenți foarte smart și m-am contaminat de la ei. Am luat energia lor. Cred că e important asta transmis și pe TV. Da. Să știi că televiziunea poate să fie și o chestie smart și frumoasă. Părintele Cleopa, mie mi-e drag de Părintele Cleopa. Ați fost o... Nu, am spus cu Părintele Vasile o carte, dar Părintele Cleopa nu mai e printre noi. Da. A avut o vorbă foarte bună. Cleopa a zis așa. Pe aceleași țevi poate să curgă și apă de canal și apă de izvor. Da. Da. Asta e televiziune. Da. Pe aceleași țevi poți să dai drumul și la jocul cuvintelor, apă de izvor, și la ce vrei tu să fie apă de canal. Și atunci se verifică vorba că omul sfințește locul sau e... Cred că poate să sfințească omul locul, da. 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 Acum, depinde cât vrea locul ăla să fie sfințit. Depinde de ce energie are omul, sunt mai multe, știi? Dar poate să sfințească. Ai avut vreodată dorința sau pornirea să renunți? Da, mă, de multe ori. Și ce te-a făcut? Îmi place. Nu e obositor? Nu. Când obosesc, nu cred că îl mai fac. Nu e un job pe care să, da, îmi place, mă dă o energie. Eu îl pomenesc mereu în absolut orice interviu, dau... Îl pomenesc pe omul care m-a construit pe mine în lumea, spre domnul Valeriu Lazarov, știi? Indiscutabil cel mai mare om de televiziune pe care l-a dat România vreodată. Indiscutabil. Cumva, televiziunea de astăzi este... Televiziunea mondială de astăzi. El nu s-a implicat extrem de mult în televiziunea românească. A prins-o la final. Îmi povestea Carmen Pop. Mm-hmm. Carmen Pop. Cum să nu, da. Că în Spania există manuale. Așa e. Scrise și domnul Valeriu Lazarov este autor de se învață la școală, Valeriu Lazarov. Auzi, nu, uite să spun cel mai bun exemplu, a jucat Real Madrid, finala de Champions League. A și câștigat. A fost Real Madrid cu Liverpool și Real Madrid a câștigat. Cu o zi înainte de meci, TV Spania, televiziunea publică din Spania, a difuzat primul film în care Real Madrid a apărut la televizor. S-a numit Real Madrid și a fost făcut de Valeriu Lazarov. Lazarov a făcut filmul ăsta, nouă ne-a povestit de film și fii atent cine l-a rugat să facă filmul. Mi-a zis, dar mi-a zis așa cu smerenie, un prieten de-a lui care se numea Santiago Bernabeu. Maica mea! Bernabeu e stadion. La vremea, în 1968, când Lazarov a făcut filmul ăsta, când prima dată echipa Real Madrid a venit la televizor, președintele clubului a fost Santiago Bernabeu. Care poartă astăzi... Care e stadionul, stadionul se numește Bernabeu. Numele... Și e o tradiție în Spania ca... De fiecare dată când Realul joacă într-o mare finală de Champions League, ei difuzează filmul ăsta prima lor apariție la televizor. Știi? Adică și-a făcut 38% cotă de piață. Asta tradus înseamnă foarte mult. Okay. Adică spaniolii s-au uitat din respect, din bucurie. Da. Făcut de un român, de Lazarov.
Da, uite, și noi și copiii noștri despre ce vor vorbi? Că ei nu vor avea astfel de exemplu. Băi, nu cred nici asta. Uite, am filmat eu la Jocul Cuvintelor zilele trecute cu niște puști admirabili. Admirabili, niște olimpici, fantastic, cei mici, fantastic. Nu cred în asta că sunt tolomași, că sunt proști, că bă, ăștia de pe TikTok ne plătesc pensii. Nu e așa. Nu. Nu e așa. Noi eram mai îngălați decât ei, credem. Da? Și le plătim pensia. Poate că îi vedem mai mult pe ei sau avem deschiderea asta în a-i memora mai mult pe... A memora mai mult lucruri negative. Sunt mult mai smart. Generația lor e mult mai smart decât generația noastră. Văd mai multe, le văd pe toate. Cred, în schimb, că diferența o face bunătatea în generația lor. Știu? Că deștepți sunt toți. Da. Și atunci cred că diferența o va face aia care sunt buni. Pentru cineva care vrea să intre acum în TV, vrea să se facă vedetă TV, vrea să facă Dan Negru, cum voiam să mă fac Andreesca când m-am apucat de școala de jurnalism, ce ar trebui să știe? Că pe aceleași țevi poate să curgă și apă de canal și apă de izvor. Să-și aleagă robinetul. Să-și aleagă robinetul. Mulțumesc mult de tot. Eu mulțumesc. Mersi. Cu drag.